Bună ziua tuturor și vă mulțumesc pentru prezență. Am venit astăzi în fața dumneavoastră cu câteva decizii importante de la cele două ședințe ținute azi la Casa Guvernului, ședința Comisiei Situației Excepționale și ședința Guvernului. Săptămâna trecută am urmărit cu atenție mișcările pe piața internă și în rețelele de comerț, în ceea ce ține de prețul uleiului, și am văzut că din primele discuții, informații care sunt oferite organelor statului, producătorii dau vina pe comercianți și comercianții dau vina pe producători, dar noi trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la anumite produse sociale importante cu anumite reglementări ca să fie transparent și clar formarea prețului. De aceea, azi în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, am decis introducerea uleiului în lista produselor social importante. Exista o excepție pentru uleiul dezodorizant. De fapt, este exact uleiul pe care îl cumpără sau tipul de ulei pe care îl cumpără consumatorii noștri. Deci acum pentru ulei va fi aplicat adaos comercial limitat și vor fi limitate și alte plăți, cum ar fi retrobonusul, astfel ca decizia să nu afecteze producătorii. În același timp, luând în considerație preocupările ce țin de securitatea alimentară la nivel global, aceste preocupări sunt nu doar în Republica Moldova, dar în toată regiunea și în toată lumea, deci generate de războiul declanșat de Rusia în Ucraina și de efectele acestui război asupra prețurilor la energie, prețurilor la produsele alimentare. Considerăm că guvernul trebuie să acționeze în avans și în consecință am solicitat Ministerului Agriculturii în decurs de o lună să vină cu strategie de asigurare a securității alimentare, unde să fie inclusă o analiză a produselor care sunt produse în Moldova, să fie analizate cantitățile care sunt necesare pentru securitatea alimentară a țării, să fie analizate cantitățile care în consecință pot fi orientate la export, care sunt pârghiile de reglementare a comerțului și a prețurilor pe care le avem în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, pentru a asigura că trecem cu bine prin acest an, care se anunță a fi unul dificil din punct de vedere a securității alimentare și pe de o parte să ne asigurăm că cetățenii noștri au produse disponibile, ele sunt cele care sunt produse la noi, au un preț rezonabil și în același timp există posibilități de export pentru producători acolo unde nu există limitări pentru securitatea alimentară a țării. Aici va fi important să avem calcule cât mai exacte și să putem aproba politici cât mai precise. În același timp, vreau să vă spun încă despre câteva decizii aprobate de Comisia Situației Excepționale. În primul rând, începând cu 1 iunie, deci va fi prelungit termenul de valabilitate a pașapoartelor cetățenilor Republicii Moldova, care au expirat în perioada din 1 ianuarie 2020 sau vor expira până la 31 decembrie 2022. Deci, pașapoartele a căror termen de valabilitate a expirat între 1 ianuarie 2020 și până la 31 decembrie 2022, valabilitatea lor va fi extinsă automat până la 30 iunie 2023. Deci noi deja suntem aproape de perioada estivală,
Noi am avut foarte mulți cetățeni care în timpul pandemiei nu au putut veni acasă, nu și-au putut perfecta actele și acum avem o creștere semnificativă la pașapoarte cauzată de războiul din Ucraina. Și avem rânduri foarte mari, inclusiv la consulatele din afara țării și cetățenii noștri din diaspora nu pot reveni la timp sau nu își pot perfecta actele la timp ca să revină acasă sau să plece în concediu. De aceea va fi aplicată această extindere de drept. Deci oamenii nu vor trebui să vină la centrele multifuncționale sau la consulat. Pașapoartele se vor considera extinse. Această măsură a fost deja aplicată de mai multe țări care se confruntă cu asemenea probleme. De exemplu, Marea Britanie, din cauza pandemiei, acum mai recent aveam și Albania, Azerbaijan. Deci procedura este că se anunță organizația internațională specializată și când se scanează pașaportul, imediat se vede că pașaportul este valabil de drept până în 30 iunie 2023. Și în așa fel ne asigurăm că eliberăm aceste rânduri și ne asigurăm că sunt prioritizați cei care nu au pașaport, de exemplu, copiii sau care trebuie să plece cu părinții în concediu și așa mai departe. Deci este o măsură pentru ca să putem în continuare acorda servicii bune cetățenilor. De asemenea, apropo, am rugat Agenției Servicii Publice să comunice mai mult despre această decizie. Vor fi și modalități de descărcare a unui formular, ca oamenii să se simtă siguri atunci când călătoresc cu QR code. Deci, dar în general, cetățenii nu vor avea nevoie de nimic decât pașaportul lor. La scanarea lui va fi această notificare pentru serviciile de frontieră din țările destinatare. De asemenea, am luat un șir de decizii pentru fluidizarea traficului transfrontalier de mărfuri. Serviciul VAMAL va stabili un regim aparte prin ordin la posturile VAMALE în funcție de categoria mărfurilor și tipurile de transport. De exemplu, mărfurile cu produse perisabile vor merge pe o procedură simplificată, vor fi anumite posibilități de parcare separată în posturile VAMALE, acolo unde este această posibilitate. De asemenea, va fi o procedură aparte pentru camioanele deșarte. Deci noi avem o creștere a traficului la frontieră și este foarte important să luăm aceste măsuri de fluidizare a traficului transfrontalier. Suntem de asemenea în constantă legătură cu autoritățile din România pentru ca să ne asigurăm că produsele noastre sau transportatorii noștri pot trece ușor punctele de trecere a frontierii. De asemenea, vreau să menționez câteva decizii importante care au fost adoptate în cadrul ședinței Guvernului. Una din ele ține de aviz pozitiv pentru excluderea imunității deputaților pentru cazurile de corupție sau spălare de bani. Imunitatea deputaților va fi exclusă în cazul infracțiunilor de corupere activă sau pasivă, trafic de influență, exces sau abuz de putere, îmbogățire ilicită sau spălarea banilor. Și în cazul acestor acuzații aduse deputatului, nu va mai fi necesară încuviințarea Parlamentului pentru transmiterea cauzei în judecată, reținerea, arestarea sau percheziționarea persoanei. Este vorba despre un proiect de modificare a Constituției și acest proiect deja a primit un aviz pozitiv din partea Curții Constituționale, acum este aviz pozitiv din partea Guvernului și următoarea etapă este
aprobarea în Parlament. De asemenea, am adoptat câteva decizii cu impact social important. În primul rând, persoanele șomere cu dizabilități accentuate și severe, care se angajează într-o altă localitate decât cea în care locuiesc efectiv, vor beneficia pe toată durata angajării de o subvenție lunară neimpozabilă pentru acoperirea cheltuielilor de transport. De asemenea, am majorat plata compensatorie în sectorul bugetar de la 3.100 la 3.500 de lei, deci este de fapt creșterea sau aceeași creștere a salariilor minime care am efectuat-o în sectorul privat. Iată că acum adoptăm această prevedere și pentru sectorul public, începând cu data de 1 aprilie 2022. Și o altă decizie importantă ține de creșterea salariilor în instituțiile de învățământ aflate în autogestiune. Aici îl voi ruga pe domnul ministru al Educației și Cercetării Anatol Topală să vină cu mai multe detalii, după care vom răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată domnul prim-ministru! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Astăzi, în ședința Guvernului, au fost aprobate mai multe proiecte de acte care au fost elaborate de Ministerul Educației și Cercetării și voi prezenta principalele prevederi ale acestora. Voi începe cu primul care a fost menționat și de doamna prim-ministru. Deci venim cu majorări de salarii în instituțiile de învățământ aflate la autogestiune. Vorbim aici de peste 100 de instituții de învățământ, care sunt universitățile, centrele de excelență, colegiile, școlile profesionale și mai multe categorii de personal din aceste instituții vor beneficia de salarii mai mari și mai concret, vorbim despre majorarea salariului minim pentru angajații din aceste tipuri de instituții de învățământ de la 2.000 la 3.500 de lei. Prin urmare, nu vor fi salarii mai mici de 3.500 de lei pentru angajații din aceste instituții. De asemenea, majorăm salarii pentru bibliotecari din aceste instituții și personalul de conducere, având diferite tipuri de majorări a clasei de salarizare. Pentru bibliotecari 8 clase de salarizare, pentru director și director adjunct 7 clase de salarizare, pentru șefii de secție 2 clase de salarizare. De asemenea, proiectul prevede majorări ale sporului pentru titlurile onorifice, cum ar fi artist al poporului, maestru în artă, maestru al literaturii, om emerit, maestru al sportului, maestru internațional și alte categorii de titluri onorifice, majoritatea din acestea fiind majorate cu 50%. Pentru ce este important să menționez este că pentru a implementa aceste prevederi, aceste creșteri salariare, noi vom acorda bani suplimentari la comanda de stat care a fost dată la început de an, iar pentru aceasta vor fi alocate peste 82,5 milioane de lei acestor instituții de învățământ. Un alt proiect este, cred că, foarte mult așteptat de părinți și copii. După 2 ani de pandemie în care nu am putut organiza taberele de odihnă vara, în acest an ele vor fi organizate și în acest scop am aprobat proiectul de hotărâre de guvern care prevede responsabilitățile autorităților publice în procesul de organizare a odihnei de vară, tot ce ține de pregătirea taberelor, dotarea cu inventarul necesar și utilajul necesar, finanțarea taberelor de odihnă pentru copii și adolescenți și numărul de beneficiari de bilete de odihnă achiziționate de către Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, este stabilit costul orientativ pentru o zi de aflare în tabere de odihnă și avem în vedere aici 310 lei pe zi, dacă este cu 24 de ore din 24 și 240 de lei pe zi, 243 de lei pe zi în cazul sejurului de zi. Vreau să menționez că circa 100 de milioane de lei, mai exact 98 de milioane, sunt alocate în bugetul de stat pentru a organiza acest proces. Mai exact, 87,3 milioane sunt la bugetele locale, 9 milioane este la bugetul CNAS și 1,3 milioane sunt la Ministerul Educației și Cercetării. Îndemn pe această cale autoritățile publice responsabile de organizarea taberelor de odihnă
să fim cât mai eficienți în a pregăti taberele pentru odihnă, ca să putem deschide posibilitatea pentru odihna copiilor cât mai devreme. De asemenea, îndemn toți cei care pot contribui cu foi de odihnă suplimentare, operatori economici, autorități locale care pot suplimenta aceste sume, să facă acest lucru, astfel încât cât mai mulți copii să poată beneficia de aceste servicii. Un alt proiect vine cu completarea nomenclatoarelor domeniilor de formare profesionale, atât în învățământul superior cât și învățământul profesional tehnic. În cadrul învățământului profesional tehnic au fost suplinite nomenclatorul cu câteva specialități noi și aici vorbim despre dezvoltator web, programator, tehnician, mentenanță electromecanică, asistent medical în urgență, îngrijitor la domiciliu. Noile calificări vor permite formarea inițială și continuă eficientă în domeniile de formare profesională relevante pentru dezvoltarea societății, cum ar fi medicină, îngrijirea persoanelor în etate și a persoanelor cu adulte cu dizabilități, îngrijirea copiilor și tinerilor, crearea și administrarea bazelor de date și a rețelelor informaționale, elaborarea și analiza produselor de program, mecanică și prelucrarea metalelor. În învățământul superior dorim să dăm un nou impuls în industriile creative. Astfel, la domeniul arte a fost suplinit nomenclatorul cu trei specialități noi, și anume producție multimedia, designul jocurilor și animație. Și sperăm că completarea nomenclatoarelor va veni cu mai aproape de mediul de afaceri și universitățile care deja s-au angajat în procesul de avizare cu elaborarea acestor noi programe să poată pregăti chiar din acest an noi specialiști la noile specialități care au fost aprobate astăzi. Pe scurt, acestea au fost principalele prevederi care au fost în aceste documente și sunt gata să le răspund dacă aveți întrebări. Bună ziua, Mihaela Tabarcea, ProTV. Doamna Gavriliță, ați vorbit despre prețul uleiului. Dacă ați putea să veniți cu o claritate, ați spus despre limita la adaos comercial și retrobonusul, totuși care va fi această limită și cât va costa sau cu cât va scădea prețul în acestor măsuri impuse? Deci, această limită este de, limita adaosului comercial este de 20% și 40% în dependență dacă este producător, procesator național. Deci se va aplica această limită la tot adaosul comercial și toate plățile care se aplică în rețeaua de comercializare. Deci o să vedem care va fi deci reducerea de preț în dependență de cât de adevărate sunt informațiile care au fost furnizate în public în ultima perioadă. Deci dacă este adevărat că producătorul nu a crescut prețul la produsele livrate, atunci ar trebui să vedem o scădere la nivelul care exista înainte de aceste scumpiri pe care le-am văzut în mai. În același timp, vreau să vă spun că am discutat despre eficacitatea includerii altor produse. Dacă vă amintiți, 2-3 luni în urmă am aprobat extinderea listei de produse sociale importante, am inclus anumite tipuri de legume, cum ar fi morcov sau varză, de asemenea anumite tipuri de produse de carne, carne de porc, și astăzi am avut o discuție pe baza ultimelor date ale Biroului Național de Statistică pentru aceste produse și am văzut că aici prețul s-a stabilizat sau chiar la unele produse s-a diminuat. Deci există un impact a extinderii acestei liste a produselor social importante. Noi vom continua să monitorizăm creșterea prețurilor pe anumite produse. Evident că avem impactul creșterii la nivel internațional și a multor materii prime, deci a energiei, a materiilor prime importate. Dar, deci atunci când analiza noastră arată că anumite produse, creșterea de prețuri nu corelează cu datele
fie pe plan internațional, fie în ceea ce privește deci importurile din din țări partenere sau există producție internă și există, de exemplu, un stoc care este vândut de anul trecut, atunci noi vom acționa și vom utiliza pârghiile statului care sunt la dispoziție, chiar dacă ele sunt limitate, pentru ca să ne asigurăm că cetățenii nu plătesc un preț mai mare decât dictează regulile pieței. Mulțumesc și vreau să vă mai întreb despre faptul că ieri premierul Energie a anunțat că ar putea cere ajustarea tarifului la energie electrică din cauza faptului că procură 30% din necesarul de energie electrică la un preț mai scump după ce a fost semnat acel contract cu o companie din Ucraina. Vreau să vă întreb dacă admiteți majorarea tarifului la energie electrică și totodată în acest context domnul Vadim Ceban de la Moldova Gaz a anunțat că tariful la gaz ar putea fi 21 de lei și de asemenea dacă admiteți aceste majorări. Deci, am repetat de mai multe ori. Calculele referitor la justificarea sau nejustificarea unor anumite cereri de creștere a tarifelor la energie se fac de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Deci, în dependență de calculele și metodologia aplicată, ei trebuie să spună sunt justificate, nu sunt justificate, se admite sau nu se admite. Evident că noi nu ne dorim creșterea prețurilor. Mulțumesc. Și un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional arată că peste 30% dintre respondenți apreciază activitatea guvernului, iar peste 50% o consideră ca fiind rea. Cum comentați aceste date? Cred că este o perioadă foarte complicată, avem un război în vecinătate, avem o creștere a prețurilor care afectează toate țările, dar este îndeosebi dureroasă pentru Republica Moldova, pentru că are și probleme structurale care s-au acumulat în economie, în sectorul energetic timp de zeci de ani de zile. Atunci când scade puterea de cumpărare a populației, este absolut de înțeles că oamenii ar vrea o performanță mai bună. De asemenea, joacă rolul și informația la care are acces populația. Noi, eu asigur, cetățenii, lucrăm neobosit pentru ca să luăm cele mai bune decizii în favoarea cetățenilor și în favoarea interesului public și interesului strategic a țării. Sunt lucruri pe care le putem influența, sunt lucruri care nu ne stau în puteri. Ceea ce putem face, o facem tot timpul. Inclusiv pot să exemplific prin aceste decizii care se iau și la Comisia Situației Excepționale și în cadrul ședințelor Guvernului. Tot în acest context vreau să vă întreb și despre declarațiile lui Dinu Plângău, care a venit cu acuzații la adresa domnului Andrei Spânu și a anunțat că este nevoie de demisia acestuia. L-a acuzat de trucarea mai multor licitații. Cum comentați? Credeți că este nevoie de demisia vicepremierului? Nu comentez aceste declarații. Dacă este vorba despre anumite încălcări, atunci eu îndemn toată lumea să se adreseze la organele competente. Mulțumesc! Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Doamna Gavrilița, în luna aprilie, în Republica Moldova, s-a înregistrat cea mai mare rată a inflației din Europa, 27,1%. Știm că asta este o tendință mondială, dar cum se face că anume țara noastră este cea mai afectată, iar Ucraina, de exemplu, unde este în plin război în desfășurare, este cu 10 puncte procentuale mai mică decât la noi? Și ce măsuri concrete își propune guvernul să întreprindă în acest sens? Într-adevăr, avem o inflație foarte înaltă și care se cauzează de aceste deficiențe structurale în economia Republicii Moldova. Noi avem un import mult mai mare decât producția locală, exportul, deci avem acest deficit în balanța de plăți. Despre asta s-a vorbit ani și ani de zile, dar nu au fost acțiuni credibile, cum ar fi reforma justiției.
pentru ca să avem investiții, pentru ca antreprenorii să știe că există un mediu concurențial sănătos și pot produce, procesa, exporta din Republica Moldova. Deci este imperativ necesar să creăm condițiile pentru schimbarea acestei paradigme economice. Plus la aceasta, noi suntem o țară mai săracă decât alte țări. Și dacă ne uităm în structura consumului, da, indicele prețului de consum, înseamnă consumul unei familii în Moldova. Și dacă venitul este mai mic, deci dacă familia este mai săracă, atunci pe ce cheltuie banii? Mai mult pe resurse, pe produse alimentare, pe resurse energetice, deci sunt exact, deci în structura consumului prevalează exact acele produse la care au crescut prețurile în mod preponderent. Pentru că dacă facem comparație nu doar între inflație, da, și indicele inflației, dar ne uităm la, de exemplu, creșterea prețurilor la produsele energetice, atunci sunt țări unde la noi produsele energetice au crescut semnificativ, sunt țări unde, cum ar fi Estonia, de exemplu, unde prețurile la produsele energetice au crescut într-un mod comparabil, dar din cauza că familiile lor își permit mai multe, da, nu cheltuie atâția bani din bugetul familiei pe energie, atunci asta nu contribuie atât de mult la indicele prețului de consum cum în Republica Moldova. Și, în sfârșit, eu vreau să adaug că noi suntem cea mai afectată țară de războiul din Ucraina, în afara Ucrainii. Inclusiv din cauza că suntem înconjurați de Ucraina. Avem cu România doar podurile care ne unesc și nu le putem crește peste noapte, deci nici lățimea lor, nici nu putem adăuga poduri noi ca să reorientăm mai eficient economia. Portul de la Odessa era principalul hub pentru tot comerțul nostru și au crescut, pentru alții au crescut prețul logisticii și transportării în urma pandemiei. Pentru noi a crescut mult mai mult și din cauza războiului. Și ultimul lucru pe care l-aș adăuga aici este că nu putem să comparăm inflația din Republica Moldova cu inflația din Ucraina. Ucraina la moment se află în război și are, deci reglementează prețurile mult mai dur, reglementează exportul. Ucraina este și un mare producător, deci aici sunt cu, deci nu putem compara mere și portocale. Aș vrea ca în spațiul public să existe mai multă analiză în sensul ăsta din partea experților și guvernul de fapt trebuie să se ocupe de politici care să acolo unde este posibil să intervină, cum am intervenit în cazul uleiului. Tot în acest context, am vrea să ne spuneți dacă cum v-a afectat pe dumneavoastră personal această rată mare a inflației și dacă ați redus poate din anumite cheltuieli. Eu vreau să vă spun că mi-aș dori să am timp să pot cheltui. De când am devenit prim-ministru, cheltuielile mele s-au redus și s-au redus din cauza că consum foarte puțin și am foarte puțin timp liber pentru alte cumpărături. Pentru mâine, ANRE a stabilit pentru un litru de benzină un preț de peste 30 de lei. Dacă ne puteți spune, intenționează guvernul cumva să intervină, poate în metodologia de calcul, pentru că știm că sunt scumpiri de la o zi la alta și la ce preț am putea... Despre asta s-a vorbit de foarte multe ori. Prețul aici este deja reglementat și scumpirile care le vedeți se datorează exclusiv creșterii cotațiilor la nivel internațional.
Mai mulți oameni ne sesizează că anumite produse alimentare, de exemplu, se vând la un agent economic cu un preț și la alt agent economic cu alt preț. Vrem să ne spuneți dacă sunt instituții responsabile de asta, dacă ultima perioadă ați primit, de exemplu, vreun raport în acest sens și ați fost sesizată pe aceste cazuri. Acesta nu este un lucru nou. Eu aș vrea foarte mult să nu se speculeze pe orice detaliu ce ține de prețuri, să luăm un magazin mare în comparație cu un magazin mic care se află în regiunea rurală, poate să fie alte costuri de transport, alte costuri care țin de negocierea cantităților, deci o anumită diferența de preț este naturală, evident că ea trebuie să fie în limitele normale și dacă există concurență, atunci aceste prețuri în mod natural sunt la un nivel de bun simț. Adelea Ciocan, NDV Moldova. Luni, deputatul PAS Mihail Druță a declarat că guvernul urmează să dubleze bugetul pentru domeniul apărării. Cât urmează să aloce executivul în acest sens? Într-adevăr, am sporit alocațiile în domeniul apărării la ultima rectificare bugetară. Detaliile vă poate da Ministerul Finanțelor. Și încă o întrebare. Astăzi, fostul ministru al agriculturii, domnul Perju, a declarat că cumva guvernul nu întreprinde nimic ceea ce ține de prețul produselor pentru produsele alimentare. Mai mult, el a menționat că nimeni din producătorii agricoli nu a beneficiat de acele compensații și din acest motiv unii dintre ei ar fi în prag de faliment. Cum declarați? Din nou, nu cred că merită comentarii. Bună ziua, Alexandru Statnui, TV6. Doamna Gavriliță, acum o oră cam în timpul ședinței guvernului, poate ați auzit mai mulți oameni au protestat alături de lideri ai opoziției parlamentare. Oamenii au spus că înainte de alegeri li s-au promis vremuri bune, însă de multe lucruri cei de la guvernare nu s-au ținut de cuvânt. Spun că primesc pensii mici, sunt nemulțumiți de tarifele majorate, de prețuri și au cerut și demisia guvernului. Cum comentați acest protest care a avut loc recent? Și oamenii au spus că vor mai reveni. Și cum comentați acest lucru? Fiecare este liber să-și exprime poziția. Încă o dată vreau să atenționez că guvernul, chiar dacă lucrează în regim de situație de urgență și are la dispoziție mai multe pârghii, inclusiv pentru a limita adunările în masă, nu face acest lucru. Deci credem în democrație, credem în dreptul de a protesta. În același timp, îndemn opoziția să fie activă și să-și canalizeze această energie pentru a discuta cu prietenii lor din Federația Rusă, pentru a opri acest război, pentru că nu putem să avem un război cu deci acțiuni militare în stilul secolului trecut și să nu fie un impact economic semnificativ și asupra Republicii Moldova. De aceea să-și orienteze eficient energia. Iar cei care au furat bani să-i întoarcă ca noi să putem susține familiile și antreprenorii din Republica Moldova. Dacă o să vi se ceară, o să ieșiți în fața mulțimii, fiindcă de regulă protestează și primim o reacție de la guvern în scris dacă sau prin telefon. O să vă anunț care va fi decizia că atunci când va fi potrivit. Natalia Checu, TVR Moldova. Doamna Gavriliță, referitor la prețuri și la inflație, experții spun că măsurile întreprinse de către BNM nu sunt suficiente și că ar trebui să intervină și guvernul, în special să revizuiască politica fiscală, să reducă din deficitul bugetar. Știm că în acest an, în premieră în istoria Republicii Moldova, guvernul a reușit să reducă datoria internă cu peste 1 miliard de lei. Ar putea cumva guvernul să intervină aici în ceea ce ține de inflație? Așa cum spun experții. Nu deficitul bugetar este inflaționist, depinde de modul de cheltuire a banului public. Deci, în primul rând, toată lumea știe că inflația din țară se datorează în primul rând inflației importate. Deci, creșterii prețurilor la nivel internațional,
la produse energetice, în primul rând, dar și la materii prime și produse alimentare. Deci, într-a doilea rând, în mod intenționat, aceste cheltuieli pe care noi le avem protejează investițiile publice. Pentru că dacă vă uitați și la analizele economiștilor, deci pe de o parte Banca Națională are o politică restrictivă, dar guvernul trebuie să aibă o politică expansivă, adică trebuie să crească cheltuielile, doar că trebuie să le orienteze corect spre susținerea investițiilor, spre susținerea deci păturilor vulnerabile și spre susținerea sectoarelor economice care au nevoie de ajutor. Și anume de aceea o parte din cheltuielile publice au mers pentru plăți sociale. Ați văzut că ne-am preocupat în special de oamenii cu venituri reduse, de salariu minim, de pensionari. O parte au mers pentru, de exemplu, 60% am crescut fondul de subvenționare în agricultură, am crescut fondurile ODIM-ului pentru susținerea antreprenorilor și au fost și conferințe de presă pe această temă. Deci menținem investițiile și cheltuielile în infrastructură pentru a crește absorpția, le orientăm mai mult spre administrațiile publice locale prin satul european în special. Deci avem o politică fiscală potrivită anume pentru problemele cu care ne confruntăm. O întrebare deja la alt subiect. Cu toți am văzut tragedia care s-a întâmplat în acest weekend. Autoritățile locale pasează vina pe autoritățile centrale. Spun că autorizațiile de defrișare a arborilor se eliberează foarte dificil, dau vina pe birocrație, pe acest proces. Ministerul Mediului a recunoscut că are insuficient personal pentru a elibera la timp autorizațiile. Se poate cumva de intervenit, de eliminat aceste procese birocratice? Ca să evităm pe viitor. Este o adevărată tragedie și exprim condoleanțele mele familiei. Cred că în asemenea cazuri instituțiile statului trebuie să funcționeze și să pedepsească pe toți cei care se fac vinoveți de această situație. Deci să fie o anchetă obiectivă și să fie pedepsiți cei care sunt găsiți vinoveți. Eduard Maciac, Politic Media. Doamna premier, vreau să vă întreb, s-a vorbit în spațiu public în ultima perioadă despre posibile remanieri guvernamentale și vreau să vă întreb dacă le considerați oportune, cum vedeți activitatea actualei echipe în guvern, sunt ministere mai problematice sau nu, în opinia dumneavoastră, este posibil o remaniere guvernamentală, poate nu acum, poate în vară, în toamnă? Eu cred că în toate cele 9 luni de mandat am tot auzit despre remanieri în guvern. Atunci când vom face remanieri, vom anunța despre acest lucru. Dar cei care comentează, pe semne că nu pot găsi teme mai interesante. O altă întrebare legată iarăși de inflație. Ați vorbit și despre acțiunile Băncii Naționale. Colegii v-au întrebat referitor la acțiunile guvernului. Vreau să vă întreb dacă vă mai întâlniți sau se întâlnesc membrii guvernului în așa numit Comitet de Stabilitate Financiară sau Stabilizare Financiară, care este un instrument destul de bun. Se întâlnesc membrii guvernului cu cei de la Banca Națională pentru a puncta aspecte legate de acest avânt inflaționist? Într-adevăr, Comitetul pentru Stabilitate Financiară este un instrument foarte important. El este la Banca Națională și această întrebare trebuie pusă Băncii Naționale. De ce nu a folosit mai eficient acest instrument pentru a-și atinge obiectivul principal de control al inflației? Acolo fac parte și membrii guvernului în acest comitet. Dar Banca Națională convoacă acest comitet. Da. Și o întrebare legat de o discuție care se referă la exporturile noastre către Uniunea Europeană.
S-a vorbit despre faptul că ar putea fi luat o decizie în ceea ce privește anularea cotelor la export în UE pentru produsele noastre. Observăm că Uniunea Europeană a procedat într-un caz similar în raport cu Ucraina. Ne-a permis produselor din această țară să penetreze piața UE. Pentru Republica Moldova, este fezabilă această idee sau încă nu? Noi negociem de câteva luni deja revizuirea cotelor pentru produsele moldovenești. Ministerul Economiei a avut încă în perioada martie-aprilie discuții cu DigiTrade, cu Directoratul General Responsabil de Comerț. Merg discuțiile în interiorul Comisiei, până la urmă este o decizie a țărilor membre, la fiecare întrevedere cu oficialitățile din țările membre ale Uniunii Europene solicităm acest lucru și sperăm ca în foarte scurt timp să avem o decizie pozitivă. Da, și ultima întrebare. S-a vorbit despre faptul că avem puține intrări în ceea ce privește sprijinul nostru financiar din partea partenerilor externi. Vom avea, iată, în luna mai o tranșă de la FMI. Vă întreb dacă într-adevăr sunt aceste intrări destul de timide din partea partenerilor externi de finanțare și cum rămâne cu solicitarea de a majora partea de grant și de împrumuturi din partea Comisiei Europene, solicitare pe care ați făcut-o la reuniunea de la Berlin. Mersi. Într-adevăr, pentru noi este important să primim suport direct bugetului, mai ales în formă de grant, pentru ca să putem crește aceste cheltuieli bugetare necesare pentru a susține familiile, pentru a susține antreprenorii, fără a crește deficitul bugetar. După reuniunea de la Berlin am primit 52 de milioane de euro în formă de grant din partea Uniunii Europene. Aceste resurse deja au fost incluse în ultima rectificare bugetară, deci aici vorbim despre orientarea resurselor spre acele majorări mari care s-au făcut la ultima rectificare bugetară, cum ar fi facturile sectorului public, a școlilor, a grădiniților pentru energie, cum ar fi creșterea compensațiilor care a avut loc pentru în a doua rundă pentru energia termică și continuăm discuțiile cu partenerii noștri și sperăm că să venim în foarte scurt timp cu vești bune adiționale. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!